Cadrele medicale și pacienții Spitalului Orășenesc Oravița l-au avut în mijlocul lor sâmbătă după amiază pe preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ierarhul a oficiat în incinta instituției medicale Taina Sfântului Maslu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut fiul tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre. Trimite Duhul tău cel sfânt și sfințește unde lemnul acesta. În continuare, preasfinția sa a binecuvântat capela cu hramul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din curtea spitalului. La final, părintele paroh a fost hirotesit iconom, iar ctitorii și binefăcătorii au primit acte de cinstire. Prin osteneala părintelui paroh Gelu Moldovan de la parohia Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Oravița, cu ajutorul domnului primar, a domnului director al acestui spital, cu ajutorul cadrelor medicale, dar și a credincioșilor orăvițeni, iată, s-a reușit să binecuvântăm această capelă care va deveni un laborator spiritual, un cabinet de rugăciune și de binecuvântare a lui Dumnezeu. În acest paraclis se vor săvârși sfinte slujbe după un program bine definit și chiar Sfânta Liturghie, mai ales peste săptămână și în mod special vinerea și sâmbăta. Dat fiind faptul că anul acesta a fost rânduit de Sfântul Sinod tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, în postul Crăciunului, la fel ca și în cel al Paștelui, Preasfințitul merge pe la căpătuiul celor bolnavi, cercetându-i și săvârșind totodată taina Sfântului Maslu pentru întărirea lor și pentru vindecarea lor sufletească și trupească. În cursul serii a fost sfințit și inaugurat Centrul Social și de Misiune pentru Tineret Sfânta Mare Muceniță Ecaterina din curtea parohiei Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Oravița. Cu ajutorul părintelui paroh și cu sprijinul direct al părintelui consilier Gabriel Gozman și a domnului inspector Mihai Ciucur, care răspunde sectorul social misionar și activități cu tineretul din cadrul episcopiei noastre, în acest centru vor avea loc activități, acțiuni sociale și, bineînțeles, proiecte care se vor implementa nu numai pentru tinerii și credincioșii din Oravița, ci din toată Valea Carașului. Centrul va fi înconjurat de copii, copii care vor avea diferite activități. În fiecare zi vor primi o masă caldă în parteneriat cu primăria, copii din familii nevoiașe, dar mai ales, prin tot ceea ce vom face, vom încerca să-i apropiem pe acești tineri, tinerii noștri de biserică, să fie în biserică și pentru biserică, să le insuflăm o credință curată, lucrătoare, prin iubire, dar mai ales să fie apărători a credinței noastre ortodoxe. Pentru episcopia noastră, deosebit pentru sectorul social, filantropic, misional și activități cu tinerii, acest moment reprezintă unul deosebit prin prisma activităților cu tinerii pe care intenționăm să le desfășurăm în Oravița în cele ce urmează. La eveniment au participat credincioși din parohie, dar și autorități.